Și de la pom trecem la părinți, pentru că așchia nu sare departe de trunchi și se mai spune, pe de altă parte, că un copil este oglinda părintelui. Dacă relația dintre părinte-copil afectează adultul de mai târziu, e adevărată sau nu această zicală? Sau cum se crește un copil în ziua de astăzi cu această metodă de parenting? Aflăm detalii de la Andreea Nester, medic specialist psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iași, pe care am invitat-o să ne ofere mai multe detalii despre un studiu pe care l-a scris recent, foarte, foarte interesant. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bine te-am găsit, Anca! În ce măsură părinții ne determină viața de mai târziu, viața de adult? Părinții ne determină viața de adult, caracterul și personalitatea, ca să-ți răspund foarte direct și practic într-o foarte mare măsură. Da? Această relație copil-părinte este foarte importantă, iar ea începe încă de la naștere, încă din ziua 1. Da? Nu trebuie să așteptăm ca copilul să împlinească un an jumate, 2 ani, 3, 10, ca să începem procesul de educație. De aceea toate etapele vieții lasă o amprentă asupra dezvoltării sănătății mentale și fizice a copilului nostru. Înseamnă că cei 7 ani de acasă chiar sunt foarte importanți, nu e doar o altă zicală, nu? Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți și ei reprezintă bazele unui copil sănătos și puternic. În primii 7 ani de acasă, în mod normal, un copil ar trebui să își dezvolte un anumit grad de autonomie, să aibă un limbaj dezvoltat, să aibă un grad de politețe rezonabil și să aibă și un anumit grad de inteligență emoțională. În studiul respectiv, pe care vi-l recomand altfel să îl citiți, ne prezentați niște statistici nu tocmai plăcute, tulburătoare, aș putea spune, la adresa copiilor. Da, tulburătoare și îngrijorătoare. Am și eu un copil și nu mi-a plăcut când am citit acea statistică. Rata suicidului la copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani a crescut foarte mult. Rata depresiei printre adolescenți la fel este în creștere, iar cazurile de autism, un copil din 36 prezintă autism. S-a crezut inițial că se nasc mai mulți copii altfel. Da. Apoi s-a dat vina pe școli, pe sistemul de educație. Ulterior s-a ajuns la ipoteza că poate s-au îmbunătățit criteriile de diagnostic și de tratament. Însă problema, din punctul meu de vedere, sunt părinții. Acești părinți liberali, mult prea disponibili din punct de vedere emoțional, părinți moderni, care răsfață mult prea mult copilul. Păi da, observ o tendință. În ziua de astăzi vorbim de părinții, vorbim mai degrabă de un prieten al copilului, însă cred că vorbim totuși de o limită foarte, foarte subțire aici. Exact. E bine să fim prietenul copilului, dar să nu uităm că noi totuși suntem părintele. Reprezentăm o autoritate pentru copilul nostru, da? Aceasta este o nevoie ancestrală a copilului. Acesta trebuie îndrumat. Lipsa de îndrumare a copilului este perceput de acesta ca pe o, cum să zic eu, ca pe un dezinteres al părintelui față de el. Un copil fericit este un copil care e bine îndrumat. Mm-hmm. Mi-aduc aminte când mama îmi spunea la ora 10 să fiu în casă, la ora 21:59 puneam mâna pe clanță și intram în casă. Respectam cuvântul părintelui, ceea ce de multe ori în ziua de astăzi nu prea se mai întâmplă. Adică se întâmplă ca părinții să ascultă de copii, nu? S-a ajuns în stadiul acesta. Da, mai nou. Îmi place mie un citat de-al doamnei Antonia Noel. Se spune despre noi, dacă te-ai născut și tu în 80, da, că am fi ultima generație care ascultă de părinți și prima care va asculta de copii. Pentru că în societatea actuală copilul tinde să devină șeful și să dea el ordine și să impună reguli. Și e bine sau nu? Din punctul meu de vedere, nu.
îmi accept toate criticile, dar nu cred că e corect așa, pentru că, după cum vedeți, în marea lor majoritate copiii sunt răzvrătiți, sunt nemulțumiți, au tulburări de atenție, nu le convine niciodată nimic din ceea ce le-ai da, sunt obișnuiți să aibă tot ceea ce își doresc, numai să-și dorească, nu trebuie să facă nimic pentru lucrurile acestea, au tendința de a fi manipulatori și șantajiști. Cu alte cuvinte, sunt mult prea alintați. Da, alintați, răsfățați. În ce mod influențează accesul la tehnologie? Tehnologia își are rolul ei în viața noastră. Eu nu aș interzice-o total, decât atunci când vorbim de copii sub 2 ani de zile. Cred că aceștia nu ar trebui să intre în contact deloc cu aceste mijloace mass media. Creierul lor este într-o continuă creștere, cu o rată rapidă, iar cred, în ceea ce privește copiii de sub 2 ani, cred că interacțiunea socială îi ajută mai mult decât acea interacțiune tactilă cu mijloacele media. Când vine vorba de adolescenți, cred că părinți trebuie să impunem reguli. Da? O oră, două ore, trei ore, nu contează cât, dar acele reguli trebuie respectate. Da, pe de altă parte, nu pot fi privați până la urmă de tehnologie, pentru că în direcția asta merge societatea. Exact, o să-i dezadaptăm, iar la școală va fi privit ca pe un copil altfel. Deci nu putem scoate această tehnologie din viața lor. În schimb, dacă l-am lăsat foarte multe ore în fața calculatorului, a laptopului, cu un smartphone, să știți că pot apare probleme, în primul rând, fizice, da? Coloana vertebrală suferă, în primul rând, apar dureri de spate, dureri de încheieturi ale mâinii, ale degetelor. S-a observat că se îngustează chiar și unele artere de la nivelul globilor oculari. Pe lângă toate acestea, s-a pus în evidență că adolescenții care petrec foarte multe ore în fața laptopului sau a calculatorului au probleme în a se concentra și în a rezolva chestiuni importante, da? Le este afectată gândirea profundă și capacitatea lor de a rezolva probleme, lucru care îi va ajuta ulterior în viață pentru a obține un loc de muncă, un partener, prieteni. Și totuși, cum îi interzici unui copil? Astăzi nu, calculator. Cum îi spui nu? Cred că trebuie să-l condiționăm. Azi nu, dar mâine, dacă respecti următoarele reguli sau îndeplinești ceea ce eu îți ofer, da, mâine vei avea parte de 2 ore în fața calculatorului. Și respectăm și noi ca părinți aceste reguli. Ne ținem de cuvânt. Da, e destul de greu într-o societate în care ambii părinți trebuie să muncească, în care au un program foarte, foarte încărcat și atunci pentru copii și pentru părinți, pe de altă parte, e confortabil să-și lase copilul în fața calculatorului timp de 4 ore și să știe că n-are grija lui. De exemplu. Când ambii părinți sunt ocupați, dar cred că atunci când vorbim de o familie în care interesele copilului sunt pe primul loc, unul ar trebui să renunțe și să-și petreacă cât mai mult timp cu copilul în aer liber, da, să gătească împreună, să aibă o alimentație echilibrată, o alimentație curată, naturală, să aibă un somn suficient, să își pună imaginația la contribuție și să creeze jocuri libere și interactive. Da, ce mi s-a mai părut interesant în studiu e faptul că cumva dați vina cu ghilimelele de rigoare și pe societate, pe societatea îndreptată spre consumerism și pe lipsa principiilor spirituale sau atenția îndreptată către spiritual și îndreptată mult prea mult spre economic în ziua de astăzi. Așa este, societatea are și ea o parte din vină. Din păcate, acolo nu putem acționa singuri, ci doar ca grup. Da, e cumva desuiet să vorbești despre spiritualitate. Cel puțin la școală elevii se rușinează vorbind despre astfel de subiecte. Exact, dar această educație spirituală se poate face în familie. Mulțumim foarte mult pentru informații. Aș vrea să știu și care sunt concluziile. Adică ce ar trebui să facă părinții, cei care se uită la noi și poate se confruntă cu astfel de probleme, cu adolescenții rebeli sau cu copii care bat din picior și spun eu vreau asta acum și aici.
cred că părinții ar trebui să fie foarte prezenți în viața copiilor lor și să îi iubească în mod necondiționat și să le dovedească acest lucru prin afecțiune, prin atenție, prin empatie și cu multă dragoste și să nu uite că cel mai important pedagog pentru copilul său este chiar părintele însuși. Da, și timpul pe care îl acordă copilului, bineînțeles. Mulțumim foarte mult pentru informații. Vă reamintesc că e un studiu care ar trebui citit de fiecare dintre voi, indiferent că sunteți părinți sau poate părinți în devenire și pentru voi, tinerii, adolescenții. E interesant să vezi dintr-o asemenea perspectivă relația părinte-copil. Și, apropo,